Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine te-am găsit la Alături de Tine. Mă numesc Alina Ilioi Mureșan și în această seară sunt gazda ta. Într-o perioadă în care majoritatea românilor pleacă în alte țări pentru un trai mai bun, mai sunt și excepții precum Fang Shuang, un chinez care și-a făcut din cântat o meserie și care a cucerit inimile zecilor de mii de români. Cum a ajuns el în România? Cum s-a apucat de cântat? Dar și cum se pregătește să fie tătic? Toate le aflăm în această seară chiar de la Fang Shuang. Hai să-l salutăm! Dragilor, ne-am reîntors în platou aici la Alături de Tine și, după cum spuneam, alături de mine, alături de voi, se află un chinez român, am putea spune deja, pentru că se află de mulți ani în România, Fang Shuang. Bună seara, Fang! Bună seara și bine v-am găsit! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea! Cu mare drag, cu mare drag! Ce vreau să te întreb, cum se salută chinezii? Cred că printr-o aplecare, nu? Sau... Într-adevăr, aplecare este mai mult o tradiție. În ziua de astăzi ne aplecăm mai ușor, nu, poate nu 90 de grade. Și într-adevăr, alt popor, vecini, pentru China sunt vecini, japonezii încă se apleacă foarte mult. Dar noi puțin înclinat, cum se zice în român. E ca o formă de respect sau de ce faceți asta. Da. Și vă închinați, vă aplecați de fapt și bărbați, femei cu bărbați. Știu că este o adevărată cultură în spate. Nu știu exact dacă în zona voastră, de asemenea, sau poate în trecut, era privit drept o ofensă dacă femeia se uita direct în ochii bărbatului. E adevărat? Sincer, am auzit și eu. Eu cred că într-o familie, o soție, sigur poate să se uite la ochii soțului, precum și o mama, către fiul ei. Poate există acest zvon care a plecat în China, a avut o istorie cu 2000 de ani cu împărat. Înainte de acei 2000 de ani nu se numeau împărați, lipsa de româna mea, nu știu cum se numeau, și în ziua de astăzi este președinte sau secretar general, cum da. Se mai zice. În acei 2000 de ani, când existau împărați, orice oameni de pe stradă, când au șansă să-l vadă, nu putem să ne uităm cu capul sus și asta, da, într-adevăr, a fost un adevăr. Așadar, trebuie să își ferească privirile, cumva să nu se uite țintă către conducător. Exact. Și când împărații aveau ședință sau aveau întâlniri cu angajații lui, dacă au ceva important, urgent, de rezolvat, de făcut, atunci împărații spun, poți să te uiți la mine, poți să te ridici, atunci... Poți să te ridici, deja este un semn că poți să te uiți la mine. Ai primit aprobare, să spunem. Exact. Fang, noi aici, la Alături de Tine, în primul rând, răspundem întrebărilor de la telespectatori și de aceea vreau să vă mulțumesc pentru întrebările voastre pe care le-ați trimis pentru Fang. Le voi pune mai târziu, însă până atunci mi-aș dori din toată inima și vreau să-l cunoaștem mult mai bine pe Fang. I-am zis, spune-mi dacă în primul rând pronunț corect numele tău. E foarte corect, foarte corect. Mă bucur. Da. Aș vrea să te cunoaștem mai bine ca om, ca suflet. Spune-ne câte ceva despre tine, spune-ne ce-ți place, care sunt pasiunile tale, ce te-a impresionat în România, poftim. Mă numesc Fang Shuang, 30 de ani împliniți, proaspăt căsătorit, sunt angajat la opera comică pentru copii, lucrez acolo din 2013, colaborez cu Teatrul Metropolis din București și cu diverse asociații pentru diverse concerte. Eu aș spune că eu sunt tată deja, pentru că acel copil există în burta Mariei. Și nu greșești deloc, chiar așa este. Absolut. O să devenim ca părinții adevărați
Cred că începând din 2 decembrie. Acum 1 sau 3, doar Dumnezeu știe. Ai emoții? Cum e să, că faptul că o să știi că o să-ți intri în rolul de tată? E ceva ce nu ai mai făcut până acum. Cum te-ai pregătit pentru asta? Sunt convins că o să fie o schimbare imensă sau mai multe schimbări. Mie personal, nu mint, îmi place foarte mult să dorm, să mă trezesc târziu, când nu am muncă, într-un adevăr. Cu un copil, un bebeluș, chestiile astea nu mai depinde de tine, sunt convins. Pentru că am un copil, dăm voie să-ți spun, până în decembrie, ăsta este un sfat pe care l-am primit și eu până să nasc și îl spune și Mariei, soției tale. Până când va naște, bucurați-vă de faptul că puteți dormi. Dormiți cât puteți de mult, pentru că, da, într-adevăr, după lucrurile se vor simplifica. Se vor, de fapt, agrava, nu se vor. Se vor simplifica pentru bebe. Mulțumesc pentru acest sfat. Eu cu Maria deja am început să ne facem, cum să zic, un vaccin mental. Cum o să fie după ce el vine în lumea asta? V-ați pregătit. Asta este foarte bine. Înseamnă că vreți să fiți părinți responsabili și vă doresc tot succesul din lume pentru asta. Mulțumim mult. Mulțumim. Fang, spune-ne, de exemplu, ai zis că toată lumea te întreabă cum ați ajuns voi aici în România, știi? Mă gândesc că nu sunt foarte mulți chinezi care sunt în România și au devenit atât de celebri precum ai devenit tu. Tocmai de aceea vine această întrebare. Ce căutați în România? Mulțumesc pentru acea laudă. Consider că celebru este foarte mult spus. Într-adevăr, în lumea asta sunt atâta țări și sunt atâta țări exotice unde sunt milioane de chinezi, de exemplu în Anglia și nu mai zic de Statele Unite. Un răspuns scurtat ar fi așa a fost să fie. Părinții mei în China au ieșit la pensie deja, deci au o pensie și au câțiva prieteni care locuiesc sau au locuit în România peste 20 de ani. Au venit aici când erau tineri, acei prietenii familiei, să zic așa, și le-au spus, dacă vă interesați, veniți și voi, este o țară exotică, este altă lume, doriți să continuați medicina lor, mai ales este medicină tradițională chinezească. Este o noutate aici, dar poate lumea o să fie curioasă, poate nu. Acei prieteni familiei nu sunt din medicină, deci au spus ceva foarte corect. Uh-huh. Au venit, părinții mei au venit prima oară ca o vizită. Wow, au venit doar ei doi, tu ai rămas în China. Scuze, am greșit. Ca acea vizită a venit doar mama mea. Am înțeles. Da, și mama mea s-a întors acasă în China, unde eram eu cu tata. Și după ceva timp, ei au decis să vină ei. Eu eram la liceu, deci aveam liceu de terminat. Ce le-a plăcut în România de a luat această decizie? Ce li s-a părut atât de interesant? Faptul că i-a determinat atât de mult să schimbe țara. Noi în China suntem, sau eram, aici nu știu, eram o familie dintr-un trai de mediu. Sincer, ca să pleci din China și să ajungeți, de exemplu, în Germania sau Statele Unite, traiul costă mai mult. Asta este un lucru foarte realist. Nu aveam atâta pregătire financiară pentru să ajungem într-o țară nouă și durează până să vină un succes. Este adevărat. Atunci, asta e și un răspuns pentru de ce au venit în România. Ce le-a plăcut? Aici în București, de fapt, au stat și la alt oraș, dacă nu mă înșel, Petroșani. Eu n-am avut... Nu ai fost în Petroșani niciodată. Da, eu n-am fost acolo. Da. Lumea este curioasă de medicină tradițională chinezească. Un câștig, un avantaj
erau multe cabinete. Uite, am cunoscut un prieten chinez care locuiește în Australia și el mi-a spus că pe o stradă principală poți să vezi 10 cabinete chinezești. Asta era un avantaj în România, erau puține. Faptul că ați putut să aduceți ceva nou, ceva ce nu prea s-a întâlnit și din asta să puteți să vă faceți un business, să vă câștigați traiul de zi cu zi. Cam așa, putem să spunem așa. Da, în prima perioadă n-a fost ușor, n-a fost ușor pentru ei, în primul rând cu limba română, pentru doi oameni care au deja peste 50 de ani. Mama mi-a spus că astăzi învață și mâine uită. Este alt de lucru adevărat. Poate la mine a fost un avantaj că am venit aici când aveam 16 ani. Deci astăzi învăț ceva și mâine încă țin minte. Da, dar sunt curioasă. Cum te-au primit adolescenții de aici? Pentru că erai doar un adolescent când aveai 16 ani. Ai venit, ai continuat școala aici sau ce ai făcut mai departe? În China am putut să închei liceul după 11 clase pentru că am declarat că nu fac facultate în China. Deci a fost un fel de bac cu diplomă și da, 16 ani în România n-a fost deloc ușor pentru mine, altă atmosferă, prieteni care stădeau la un bloc, nu mai este, am venit în București. Aveam și o prietenă, îmi era foarte dor și de ea, dar cu timp m-am obișnuit. Știi ce se întâmplă? La noi e o vorbă. Afară să te obișnuiești, nu ai altă soluție. Atunci să te obișnuiești este cea mai bună soluție. Da, într-adevăr, se spune că omul până la urmă se obișnuiește și cu binele și cu răul, pentru că asta absolut este natura umană. Poate fi și un avantaj, dar și un dezavantaj faptul că ne putem adapta până la urmă. Da, așa este. Într-adevăr, tu ai făcut schimbări foarte multe, ai spus că ai avut și o prietenă, ți-ai abandonat toți prietenii, ai putea să spui, te-ai trezit singur într-o țară străină, fără niciun prieten, fără nicio cunoștință și sunt curioasă, ce ai făcut? Cu cine ai vorbit? Vorbeai doar chineză atunci, mă gândesc că nu știai română, engleză măcar știai? Engleză știam. În China, generația mea, am început să învățăm engleză de la clasa a treia și eram foarte bun. Eu eram bun la litere engleză și eram foarte slab la matematică. De altfel ca toți artiștii, dacă mulți mă gândesc. Da, au confirmat asta, culmea. Nu știu, scuze, nu mă pricep foarte mult cu creier, cu neurologie, dacă așa se zice. Neurologie, dar, da. Da, dar mulți artiști așa au zis, mulți muzicieni nu se pricepeau la muzică. Da, într-adevăr, pentru că artiștii sunt mai atrași de plastic, de artă, știi? De tot ceea ce e mai nu atât de real, cum e matematica, acea fizica. Acea logică pentru cifră e mai slabă în mintea noastră. Scuze, te-am întrerupt. Care era întrebarea? Întrebarea mea era dacă știai engleză atunci când ai venit în România, din China, și cum te-ai descurcat? Cum ți-ai făcut primul prieten? Poftim! Datorită părinților, în prieteni foarte buni care m-au ajutat la limba română. Cred că nu mai țin minte, era 2005-2006, le-am plătit foarte puțin sau chiar foarte puțin, țin minte că nici nu aveam mulți bani și uite, multe cunoștințe mi spun că dacă mă ascultă mai mult când vorbesc română, uneori am accent din Moldova, da, și uneori am accent sau am stilul de a vorbi din Ardeal. Ei, uite, acei doi prieteni, un cuplu, doamna este din Sighișoara și domnul este din Iași. Se explică așadar de unde ai tu accent. Da, exact. Și am învățat cu ei română, cu engleză. Da, uite,
Îți mai spun un secret pentru cei care se uită la emisiune. În generația aia se găsește foarte, foarte greu profesori, care poate români, care știu chineză și predau română. Poate și invers, dar am văzut pe Facebook și alte medii de socializare, așa, da? Și sunt foarte mulți. Chiar m-am uimit. Da, da. În ultima perioadă au început nu doar românii. Să știi că în majoritatea lumii, dacă te uiți, întâlnești oameni interesați de chineză. De ce? Pentru că încetul cu încetul ne cuceriți. Ne cuceriți lumea și vorbesc foarte serios. Dacă te uiți prin economie și tot, ajungem să fim cuceriți de voi. Dar să nu ne îndepărtăm de subiectul nostru, aș vrea să-ți citesc câteva mesaje primite deja de la telespectatorii noștri și le mulțumesc foarte mult. Nicoleta Vaciu spune așa: felicitări pentru invitatul dumneavoastră, are o voce superbă. Mulțumim, Nicoleta, și Cosma Valeria te felicită și vă mulțumesc foarte mult pentru că ne urmăriți în această seară. De asemenea, aștept și întrebările voastre. Dacă sunteți curioși cum este în China, dacă sunteți curioși să știți cât de greu i-a fost lui Fang să învețe româna, dacă sunteți curioși să știți, de exemplu, cum se pregătește Fang de viața de tătic sau ce alte proiecte mai are, oricare altă întrebare legată de domeniul lui, noi așteptăm în timp real, ca de obicei, întrebările voastre. Să ne întoarcem la ale noastre, deoarece sigur, în curând, cam în așa vreo 5 minuțele, te voi ruga să ne cânți ceva a capela și îți mulțumesc foarte mult pentru că ai vrut să mă îndeplinești această dorință, pentru că ai o voce minunată și cred că îți va fi foarte bine pusă în valoare cântând a capela. Și îți mulțumesc. Mulțumesc și eu. Până când să te rog să ne cânți această melodie, aș vrea să îmi spui, dacă ai putea să dai timpul înapoi, ce ai face? Ai alege din nou același traseu? Ai veni în România și ai trăi așa cum ai trăit până acum sau ai schimba ceva? Este o întrebare foarte bună, pentru că răspunsul este foarte greu. Destul de des analizez cu Maria cum ne-am găsit, cum am început să ne cunoaștem, cum am început să ne iubim. Totul s-a întâmplat așa. Foarte puțini oameni cred în miracol, dar pentru noi a fost chiar un miracol. Ne știm existența noastră de mai mulți ani. Atunci eu eram în altă relație și ea la fel. Eu eram mai imatur, poate și ea în felul ei. Da. În anul acesta, ianuarie, de la o postare... Și culmea, foarte, foarte, foarte rar eu postez ceva ce nu mi-a plăcut. Era vorba de un restaurant, de un ospătar, nu băgăm energie negativă acum, și ea a început să comenteze. Și era pro, sigur că da. am ajuns la niște păreri comune. Am început să vorbim în privat și mi-am făcut curaj și recunosc, nu am curajul ăsta mereu, mi-am făcut curaj să o invit în oraș și, uite, s-a născut povestea noastră. Dacă este atâta paranteză mare să răspund la întrebarea, dacă dau timpul înapoi, dacă părinții mei au fi ales altă țară sau eu, atunci nu o cunosc. Nu te-ai fi întâlnit cu Maria. Exact. Și aș regreta foarte, foarte mult. Este un răspuns frumos? Da, foarte frumos și extrem de romantic. O salutăm de altfel pe Maria și sper că ne urmărește, pe mămica noastră însărcinată. Și uite că Adela Lupașcu spune: invitatul să ne cânte. Imediat l-am rugat și o să cânte. Maria Tivadar spune: felicitări, noi am plecat și au venit și ei înapoi și sunteți oameni minunați, spune. Ne bucurăm că o parte dintre voi vă regăsiți în ceea ce povestește Fang. Dacă sunt străini printre noi în România, care ne urmăresc, vreau să știți că nu mai sunteți străini. Te mai simți ca un străin aici, în România?
Nu, afară de nu am voie să votez, dar nici nu am foarte mare interesul. Mă interesează foarte mult viitorul țării. Locuiesc aici de 14 ani deja. Uite, am locuit în China 16 ani, în România 14 ani. Imediat se face jumătate. Jumătate. Da. Afară că nu pot să votez, nu mă simt așa străin. Dar nu înțeleg, de ce nu poți vota? Nu ai cetățenie română? Nu am cetățenie, atâta. Am înțeles, ok, da. Bine, acum înțeleg și eu. Haideți, pentru că văd că aveți dorința ca invitatul nostru să cânte, hai să rugăm pe Frank să se pregătească de melodia pe care urmează să ne-o cânte și după aia revenim cu noi detalii, revenim cu, după cum am promis, cu răspunsul la întrebările trimise de către voi și cu alte subiecte tot la fel de interesante. Așadar, Frank, te rog frumos, în picioare, jos, cum îți place ție, cum te simți confortabil? O să cânt în picioare. Este o piesă pe care o iubesc foarte mult. Este și nu prea îmi place să spun titlul, pentru că consider că piesa însăși este ca o poveste. Dacă eu spun titlul, parcă strică un pic. Așa că vă las. Te rog să ne spui o poveste. Sigur că da. Bine. Foaie verde plopuscatul, băi foaie verde plopuscatul, plânge ardealul și banacul, măi, ardealul și Banatul, Moldova și tot regatul, măi, bate. Din Constanța până la Cluj și din Giurgiu până la varsă țară lacrimi grele, găuri în pământ cu ele, măi, frate măi. Și ne fălim, nu vindem țara, și ne fălim, nu vindem țara, măi, frate măi. Dar sunt sute de haini care ne-o vând pe bani străini, iar românii sunt milioane, stau și plâng și mor de foame, măi, măi, da, da, măi. Mulțumesc. Aș aplauda acum. Vreau să te felicit. Ai o voce extraordinară, Frank, și așa, da, ai zis că așa se salută în China și asta vreau să fac. Ai o voce mai mult decât superbă și mă uitam, ai primit niște comentarii, ai să le vezi și tu, extraordinare. Ai impresionat oamenii cu ceea ce ai transmis și finalul cred că spune multe. Ne fălim, nu vindem țara și de fapt ai terminat că românii mor de foame. Da, și te clar este în viața mea a doua oară când piesa asta. Este o misiune de care îmi place să cânt a capela. Este un test perfect să demonstrezi că ai voce sau nu.
Și eu mulțumesc pentru această misiune. Ai demonstrat într-adevăr și uite, Maria Tevadar spune, wow, ce voce frumoasă. Anca John spune, vorbești bine limba română. Și Mariana Meșter zice, felicitări că ai atâția ani în România și te felicit pentru frumoasa ta voce. Anca John spune, nu cumva a fost la o emisiune foarte cunoscută, are o voce superbă. Ba da, el este, a fost într-adevăr și și acolo a uimit o întreagă Românie cu vocea lui și cu faptul că pe lângă ai o voce minunată, tu transmiți emoție, transmiți ceva. Mulțumesc. Acum, când am fost aici alături de tine în platou, am simțit că transmiți și cu sufletul, nu doar cu vocea. Cred că se găsește ușor răspunsul, pentru că, uite, înainte să aleg, în 2006, la care facultate să merg, erau cam trei alegeri. Muzică, limbi străine și medicină. Datorită părinților, am acel ADN-ul, chiar dacă mă pricep mai greu la matematică, înțeleg teorii medicale mai ușor. Scuze. Nu e nicio problemă, știm, ne-a spus deja Fan că este răcit, ca de altfel cred că mii și sute de români, pentru că acum este perioada virozelor, nicio problemă, te rog să continui. Da, doar am prins puțin frig. Da. Părinții mei mi-au spus așa, noi știm că tu ai talent ăsta, ai darul, îți place, noi te susținem la oricare pe care tu o să alegi. Sfatul lor a fost să aleg acea facultate, să nu regret, și acel lucru pe care îl iubesc cel mai mult. Și atunci am ales muzică. Ce înseamnă să ai părinți înțelepți? Și ce înseamnă să ai părinți care să te ghideze bine? Și cu această ocazie vreau să îndemn părinții să lase copiii să-și aleagă ceea ce iubesc ei cel mai mult. Pentru că probabil știi, nu știu dacă acest lucru se practică doar în România sau este și în cultura voastră în China. De obicei, părinții vor să ghideze copilul acolo unde se câștigă mai bine. Și nu contează ce îi place lui. Du-te acolo, du-te la medicină, pentru că medicina, la medicină drept, da, sau exact, afacere, ase, cum s-ar numi. Da, la noi sunt cazuri, există și în seriale, telenovele, dacă așa se spune. Și vreau să declar că, sigur, de când am ales muzică, nu a fost, de când am ales până în ziua de astăzi, nu a fost toate zilele, toate lunile, toți anii cu miere și roz și cristal. În 2012 am terminat master la Canto, până în 2013 am intrat în poarta operei pentru copii, am fost șomer, care este, s-a întâmplat la foarte mulți colegi și îmi pare rău, într-un fel, unii colegi, după atâta ani de facultate de muzică, au ales altceva, care nu are legătură cu muzică. Poate câștigă bine, poate unii câștigă mai bine decât cei care sunt în domeniul muzical, dar chiar i-aș întreba, undeva în profunzimea, exact, în profunzimea, da, inimii, nu există un regret. Mie mi-ar fi frică de răspuns și probabil și lor le-ar fi frică, știi? Pentru că nu e ușor să faci ceva ce nu-ți place și să mergi în fiecare zi la un loc de muncă, la un job în care să nu te regăsești. Vreau să zic că, uite, am primit un comentariu de la Adela Lupașcu, care este profund și acesta. Aceasta zice așa, am ajuns să ne jălească țara străinii, iar a noștri sunt trădători de neam și țară. Frumos, felicitări! Mulțumesc mult! Ai ales și o melodie care cred că în această perioadă ne-a ajuns foarte mult la inimă, mai ales nouă românilor, celor care ne dorim foarte mult să ne simțim bine și împliniți în țara noastră.
De asemenea și Constantin Preda spune felicitări, ai o voce minunată, vorbești română mai bine decât mulți români. Mulțumesc, mai greșesc și eu, sincer. Toți greșim și eu mai greșesc. Fiecare la un moment dat greșește pentru că suntem oameni. Și asta cred că este frumusețea până la urmă și în greșeli. Faptul că suntem oameni și faptul că greșim, asta demonstrează. Nu suntem roboți, nu putem să fim perfecți. Clar. Aș dori să deschid un subiect mare, poate delicat, puțin sensibil. Te rog. Am un prieten apropiat care a fost la un teatru, nu spun numele, nu ar fi frumos, care a plecat a plecat în pauză de spectacol, de nervi, cum se mai spune, pentru că era un spectacol nepregătit. Rolul principal aștepta să-i sufle suflări, așa se spune, suflări. Deci nu știa replicile. Da, da, ai zis. Suntem oameni, uităm, greșim. Mi s-a întâmplat și mie pe scenă, dar stai să nu merg prea departe. Dar nu că aștepta toate replicile. Asta este prea mult. Da. Și asta vreau să vreau să spun că admir, apreciez, aplaud opera comică pentru copii. Noi avem trei săli pentru spectacol: sala mare, salonul Mozart și underground. Nu m-am uitat la toate spectacolele, recunosc, dar știu stilul de a lucra acolo, ce repetiții avem, ce fel sau ce stil de repetiții avem și întotdeauna prezentăm spectacolele coapte, gata, făcute. Și așa am citit și mereu avem pagina oficială și mereu mai citesc și eu feedback foarte, foarte pozitive, cu păreri diferite, poate nu le-a plăcut o scenă și asta se întâmplă, poate nu le-a plăcut anumite replici, o acțiune și asta se întâmplă. Este o operă, o instituție care dorește să arate și pune foarte mare efort că noi dorim să facem bine și să arate tot binele către oamenii care vin, oamenii de afară. Este logic că nu facem spectacole pentru noi. Nu, vă doriți să oferiți calitate ca semn de respect pentru cei care vin, plătesc un bilet și vin la spectacolele voastre. Da, absolut. Asta este pentru o instituție. După părerea mea personală, este aceeași logică, aceeași idee logică pentru a conduce o țară. Acum, România în ziua de astăzi, cred că pot să confirme mai mulți oameni, cred că foarte mulți oameni, încă nu este o perioadă bună a ei. Cred că poți să spui și tu. Cu durere în inimă vreau, ți-am zis că am simțit melodia ta și cu durere în inimă îți confirm același lucru. Și cred că mai avem mult, într-adevăr, până să ajungem acolo unde ne dorim majoritatea dintre noi. Sunt curioasă dacă și în China lucrurile stau la fel. Eu apreciez foarte mult guvernul, guvernarea, nu? Aici nu știu care e corect. Depinde, dacă vorbești de guvernare, vorbim, da, guvernare, e corect și. Conducerea Chinei dorește și face foarte mare efort ca țara, ca poporul să trăiască bine, să fie cultură înaltă, educație înaltă și sănătate, aici sănătate vorbesc mai multe spitale, materiale. Și China este la fel, și Japonia este la fel. Când avem aceste lucruri, este ca un CV, un CV pozitiv. Aș dori să văd într-o zi, sună cam dramatic, într-o zi înainte să mor, să văd acel CV pozitiv al României.
Am făcut, poporul are, școli au, spitale au, nu știu, condiții mă refer, și etc. La ce are nevoie România? Nu trebuie să fac eu lista asta, cred că aproape tot poporul poate să facă lista aceea. Ce are România nevoie? Ai mare dreptate și în completare îți vine și Dana Mihaela Runcu, care spune că ai o voce impresionantă și e minunat că cineva care este dintr-o altă parte a lumii, cu o cultură diferită, poate vorbi atât de fluent limba română că interpretează cu o emoție transmisibilă, contagioasă, acest superb cântec. Felicitări! Mulțumesc. Și apreciez enorm faptul că simți cu România. Se vede că inima îți bate pentru România, chiar și prin ceea ce ai spus, că îți dorești foarte mult, ca până mori. Da? Să vezi că suntem fericiți cu toții și că vorbeai de conducere, că toată lumea vine cu un CV așa cum trebuie, ca să fim drăguți în exprimare, pentru că și tu la fel ți-ai dorit. Doamne ajută, atât pot să spun, pentru că mai multe uneori nu prea știi ce să spui. Decât că și eu îmi doresc ca până mor, mai ales că avem copii și acum înțelegem cu totul altfel aceste lucruri, cât de important este viitorul. Hai să trecem la întrebările primite de la telespectatori și între timp mai povestim. Hai să trecem la prima întrebare, primită de la Mihaela. Cum ai reușit să ajungi să cânți pe scenele mari? De unde ai început? Un răspuns care nu este concret, am zis, până să ajung pe scene relativ mari, am fost șomer, e simplu. Și aici sunt absolut recunoscător pentru conducerea artistică a operei pentru copii, mi-a deschis poarta operei pentru opera comică pentru copii. Din 2013 am devenit angajat cu carte de muncă. Din 2016 nu este ușor absolut deloc. Eu afară că sunt străin non-UE. Deci, cred că trebuie... Nu mă pricep. E o adevărată birocrație în spate, vrei să zici. Multe hârțăgorii și... Nu știu pe de rost. Trebuie mai multe acte, trebuie mai lungă probă și așa. Dar uite că sunt angajat. Și la alte scene consider că pasiunea contează numărul unu, e să fie o slujbă pe care o iubești și talentul cu care te naști, darul de la Dumnezeu contează foarte mult și ceva să nu lipsească niciodată, seriozitatea. Eu am observat că tu vorbești mult de credință și de Dumnezeu și am o curiozitate. Te rog. Ce religie aveți acolo în China sau ce credință aveți, în ce credeți acolo în China? Și hai, nu o să te întreb tu personal, ca să nu mergem prea personal, dar hai să vorbim de China. Da. În China sunt foarte multe religii, pot să spun. Cele tradiționale sunt taoism și budism, dar eu așa am citit eu că budism nu este inventat în China, este chiar în India, dar de vreme a ajuns în China. Și în partea nord-vest avem și musulmani, da, chiar musulmani care nu mănâncă carne de porc. Și să știți că China are 1,4 miliarde o populație foarte mare. Avem 100 de milioane de creștini. Diverse biserici. Știu că avem catolic, avem ortodox în zona aia lângă Rusia și foarte mulți protestanți. Da. Deci e colorat în China, se găsește cam orice. Da. Bun, că de asta vorbeai de Dumnezeu și m-ai făcut curioasă. Știi, a fost o curiozitate mai mult personală, să știu și eu cam cum stă treaba acolo în China, dar mă gândesc că oricum tu mai mult ai crescut aproape în România, de la 16 ani fiind aici, tu ai 30 de ani, cum ai spus și tu, se face jumătate imediat. Așa este. Dacă vrei să mai adaugi ceva la prima întrebare de la Mihaela, cum ai reușit să ajungi pe scenele mari, dacă vrei să mai spui ceva pe lângă ceea ce ai spus,
Lista am făcut cu ce naști, cu ce te naști și toate astea. În această meserie mai sunt necesare două lucruri, curaj și răbdare. Și talent. Da. Da, cu care ai spus că te naști. Bine, îți mulțumesc. Hai să trecem la cea de-a doua întrebare condorizată primită de la Viorel. Ai simțit vreodată că nu-ți găsești locul? Dacă da, ce ai făcut? Ia uite ce întrebare potrivită pentru acel adolescent de 16 ani. Cred că mai mult la început. Deci foarte multe lucruri înconjură un lucru de bază, limba română. Dacă nu știam, nu înțelegeam ce vorbeau, nu înțelegeam bancuri, pentru că bancurii adeseori sunt jocuri de cuvinte. Există un sens spate, un sens subtil. Cred că mai mult la început. Mai devreme am zis un răspuns, dar am zis, nu mă deranjează foarte mult. Eu, fiindcă încă sunt cetățean chinez, nu am voie la vot. Vot. Dar nu mă deranjează foarte mult. Persoana în cauza voia să știe ce ai făcut tu când ai simțit că nu-ți găsești locul. Cum ai procedat? Cum ai luptat ca să-ți cauți un loc? Locul nu mi se pare foarte potrivit, aș spune soluție. O soluție. Foarte simplu, să învăț limba română. Și ca să intru, să înțeleg foarte bine atmosfera de limba română, nu a fost foarte, foarte ușor. Eu, nefiind foarte vorbăreț, pot să spun că soluții... Să mă uit la știri, crede-mă, la început chiar nu înțelegeam nici trei cuvinte. Dar acum mă descurc. Acum, mai mult decât te descurci, iată, spune Rudica Pavel, tot respectul pentru corectitudinea de a vorbi limba română. Deci ai ajuns să fii felicitat pentru cât de bine vorbești limba română. Mulțumesc. De asemenea, și Dorina Niscov îți spune o voce minunată care îți învăluie sufletul cu căldura ei. Fii binecuvântat, românule Fang. Mulțumesc, foarte drăguț scris. De altfel, mi-am adus aminte acum, nu știu dacă vrei să păstrezi, mi-ai spus ceva în culise. Cum se va numi băiețelul tău? Pentru că vei avea un băiețel, felicitări. Și vreau să te felicit pentru numele pe care îl veți spune. E ok dacă e în regulă să spui și pentru telespectatori? Sigur, da. Numele lui va fi Matei. Ceea ce pe mine m-a uimit, pentru că românii pun nume străine copiilor lor. Chiar și noi am pus un nume străin. Și iată, cei care vin la noi în România pun nume extraordinare. De ce ați ales Matei? În primul rând, poate nu pot să dau o explicație, îmi place cum sună. Deci după sonor, cum să spun. Uh-huh. Există și numele de care nu-mi place cum sună, dar acum nu o să spun niciun nume. Să nu jignim, da. Da, uite, și eu știu că în Noul Testament începe cu cartea lui Matei. Care a fost un apostol. Da. Tocmai acolo am vrut să ajung. Am fost curioasă dacă ați ales și din considerentul acesta, știind că Matei are o greutate enormă în lumea credinței. Da. Da. Un alt motiv mai mic este nu doresc să fie un nume prea popular, prea, de exemplu, prea des întâlnit, spui. Da, de exemplu la noi la teatru, mai ales când avem un spectacol foarte mare, sunt și mașiniști, dansători, cântăreți, actori și cineva strigă: Andrei, se întorcă 6 persoane. Deci tu vrei, când strigi Matei, să se întoarcă strict copilașul. Poate 2-3. Da. Te felicităm, uite, și Elena Rugină spune: felicitări, Dumnezeu să-l binecuvânteze, un tânăr și un caracter frumos.
Mulțumesc. Așadar, hai să trecem și la cea de-a treia întrebare primită de la Paula. Ce anume crezi că ne lipsește nouă românilor cel mai mult? Dar care este cea mai mare calitate a noastră? Hai să luăm prima întrebare. Ce anume crezi tu că ne lipsește nouă românilor cel mai mult? Cuvintele nu sunt multe, dar răspunsul este foarte greu de făcut. Noi toți știm istoria României. Mă refer în ultimele 10 de ani. România a trecut printr-o mare, sau pot să spun gravă, sărăcie. În ziua de astăzi, unii sunt foarte bogați, unii sunt pe drumul către o bogăție și alții mediu și alții și așa mai departe. Sincer, ce părere am, nu este valabil doar în România. Am impresia că așa se întâmplă în multe țări care au avut o sărăcie, care se numește aleargă după bani și aleargă doar după bani. Asta este păcat în engleză pity, adică e păcat pentru că există doar interesul acesta. Din păcate, cu acest interes, o paranteză, banii sunt importanți. Cu banii mâncăm, cu banii bem apă, eu nu sunt consumator de alcool. O locuință este transport, sunt importanți. Sunt de folos pentru a ne întreține, trai. Absolut, absolut. Da. Există oameni, din păcate nu sunt puțini, care au uitat că există și altceva afară de bani, în afară de bani. Din păcate, cu atâta neinteres de altceva, oamenii devin reci, devin egoiști și, nu exagerez, departe de Dumnezeu. Și aici apar și alte subiect, lipsă de empatie și, Doamne ferește, ură. Pot să nu spun povești concrete, dar eu cred că noi toți, cu suflet, cu inimă, tocmai am nimerit oamenii care se simt bine când alții se simt rău. Sunt convins că și tu ai văzut astfel. Da, din păcate, oameni. Trebuie să confirm, din păcate. Și ai spus un adevăr foarte mare și sunt surprinsă că ai putut să vezi lucrurile acestea. În 14 ani de România, tu ai reușit să caracterizezi situația noastră în doar câteva fraze. Și după cum ai spus și tu, partea cea mai tristă e că nu doar că se aleargă după bani, ci cu cât mai mult se aleargă după acei bani, cu atât mai mult se îndepărtează de Dumnezeu. Absolut, absolut. Și încă o dată repet, am mai revizitat în China, în alte țări pot să citesc, pot să aud, dar aceste lucruri am văzut și în România și în China. Deci ce am zis nu este valabil doar în România. Da, îi spune că este ceva universal valabil, a început să fie prezentă această boală, că pot să-i spun o boală deja, în societate. Începe să se implementeze tot mai mult în inimile tuturor oamenilor. Tiberiu, Mariuțanu, Sorin, Agosu spune felicitări, bărbat înțelept, cu un caracter frumos, sincer și deschis. Fii binecuvântat de Dumnezeu. Cosma Valeria spune felicitări pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume. Mihaela Borza, felicitări, vorbești foarte bine limba română și ai un suflet mare. Eu îți citesc aceste lucruri ca să vezi că oamenii știu să vadă dincolo de aparențe și știu să aprecieze un om frumos. Pentru că, la cum ai descris și tu societatea din ziua de astăzi, e o adevărată plăcere când întâlnești un om cu suflet frumos, care are credință în Dumnezeu.
Ne reîntoarcem la întrebările noastre. Și sigur. Paula te mai întreba, care este cea mai mare calitate a noastră? Am văzut acum care este un defect al românilor. Dar care consideri tu că este calitatea românilor? Eu să analizez un străin, eu pot să spun că mintea mea sau inima mea are parțial și un mic român. Dar să analizez ca un chinez care a locuit aici destul de mulți ani, români, majoritate, sunt primitori. Asta mi-e și greu să fac o comparație. Îmi spun oameni, vai, câte reci. Reci este un cuvânt, poate nu foarte potrivit. Reci, popoarele din vestul Europa. N-am trăit acolo, am doar stat la Viena la un curs o săptămână, 10 zile. Văd, vizionez, simt că oamenii sunt altfel, dar nu am avut foarte mult de contactat cu ei. Uh-huh. Așa că eu spun din experiența mea personală, majoritatea din România sunt primitori și asta este chiar o mare calitate. Așadar, avem o calitate aceea de a ști să primim omul în casa noastră, în țara noastră, da? Știm să fim cât de cât prietenoși. Așa este, așa este. Îți mulțumim. Eu îți mulțumesc în numele românilor. Hai să trecem la următoarea întrebare primită de la Irina, întrebarea numărul 4. Câte limbi vorbești și a fost greu să înveți româna? Da. Vorbesc chineză, vorbesc și română ca a doua limbă și engleză. Cât de cât. Vorbești mai bine română sau mai bine engleză? Română. Da, vorbesc mai bine română. Ne bucurăm. Ia uite, înseamnă că, bine, și trăim printre noi, nici nu se putea altfel dacă trăiai printre englezi. Bineînțeles că vorbeai mai bine engleza. Nu ai fost niciodată tentat să mergi să te stabilești în altă parte? În altă țară? Da. Poate înainte să mă căsătoresc, acum urmă mai mulți ani, poate am avut ideile astea. Cariera mea era sensul ăsta. În ape tulburi? Da. Dar în ultimii, mai ales în ultimii 2 ani, din 2016 în 2017 până în ziua de astăzi, s-au așezat multe lucruri și eu chiar mă bucur foarte mult pentru așezările astea. Nu prea am idei. Nu prea am idei să... Nu pot să zic că mă mut, să ne mutăm, că acum vine și Matei. Da, da, acum o să fiți 3 membri ai familiei plus părinții tăi. De altfel, cred că, la cum ai spus și tu, au început deja lucrurile să se așeze pentru tine, încetul cu încetul, și iată încă o dovadă că mereu există un timp potrivit pentru toate. Absolut, nici mai devreme, absolut. Nici mai târziu. Și, repet, chiar dacă nu pot să votez, sunt foarte curios, mă interesează foarte mult viitorul țării. Poate mă interesează și așa mai puțin de politică însăși. Viitorul țării, viitorul României mă interesează. Foarte mulți artiști, artiștii care lucrează la diverse teatre, noi știm că în anul ăsta, mă refer anul ca stagiune, nu este foarte ușor pentru noi. Problemă financiară, nu știu detalii, nu știu pe de rost și iată, arată ca un pas înapoi. De ce? Nu știu. Soluții? Nu știu pe de rost. Dar, cum ai zis și tu, Doamne ajută! Doamne Doresc ajută să fie bine! Exact, lucrurile se așează și Dumnezeu poartă de grijă. Da. Mai ales dacă ai un suflet atât de frumos, de asemenea și Maria Bistreanu spune felicitări pentru echilibrul și modestia ta. Mariana Meșter, mulțumesc, apreciez foarte mult emisiunea dumneavoastră, succes în continuare, sunteți o moderatoare minunată. Mulțumesc, mă așteptam să fie pentru funk, dar vă mulțumesc, doamnă Mariana.
Gheorghe Moștoghiu spune: Dumnezeu să te binecuvinteze, om cu inimă mare. Poți arăta ceva românilor că poți să te integrezi într-o țară ca România. Ceea ce mulți români care lucrează în afara României nu se integrează. Lucrez cu mulți chinezi, un popor muncitor și corect, care nu se plânge chiar dacă au motive. Suferă în tăcere și asta ne dă exemplu la noi toți. Mulțumim pentru mesajele voastre frumoase, mulțumim pentru că ne urmăriți. Cât timp crezi că mai avem noi din o oră și 20 de minute? Nu știu, nu m-am uitat la ceas. Eu mă uit pentru că trebuie să ne încadrăm și să știi că mai avem încă 15 minuțele. Nu mă așteptam. Da. Nu te așteptai, a trecut repede, nu? Da. Mă bucur foarte mult. De altfel, aici, la Alături de Tine, nu are cum timpul să treacă mai puțin repede, deoarece este o emisiune foarte interactivă, suntem foarte conectați la publicul nostru foarte drag și de asemenea avem invitații de calitate și ne bucurăm de acest lucru. Mulțumesc! Cu mare drag! Hai, Frank, să trecem și la următoarea întrebare, la întrebarea numărul 5, trimisă de către Eva. Crezi că în muzică este important să te naști cu talent sau vocea frumoasă se poate obține și prin exercițiu? O întrebare foarte inteligentă. Există mai multe tipuri de voci. Mă refer când ne naștem. Unii se nasc cu o susținere de aer, adică mai pe scurtat plămâni, mai bine făcut și alții mai slab. Voce însăși, unii o au mai curată și alții o au mai spartă. Pentru canto clasic este foarte, foarte important. Cred că e valabil și pentru canto clasic, și pentru ușoară, și alte categorii. Nici o problemă, stai liniștit. Între timp eu să știți că mai urmăresc, să văd ce mai scrieți, ce întrebări îi puneți lui Funk, deoarece că văd că îi trimiteți multe aprecieri. Însă să știți că puteți să fiți și curioși. Așa este. Pot să spun orice întrebare, nu e nicio problemă. De asemenea, data viitoare, când, dacă vei mai accepta să fii aici la noi la 7 TV, îți dorim multă sănătate pe data viitoare. Mulțumesc mult. Este util să te naști cu o voce, însă am zis și mai devreme, cu pasiune care nu lipsește, o seriozitate este baza. Poate vocea însăși este o rădăcină. După aia, ce pământ pui, ce apă pui și când pui, cât de des, calitatea apei, am folosit astea. E un cuvânt care nu mai țin minte. Deci că folosești o imagine vizuală ca să ne putem imagina mai bine ceea ce vrei să explici, da? Da. Am folosit o metaforă. Studii non-stop și se progresează. Acum, cât de mult se progresează, asta e depinde de fiecare. Și cum este organismul și omul și Dumnezeu. Ce frumos le-ai îmbinat pe toate și mă bucur de acest lucru. Spune-ne din insight câteva lucruri. Tu cât timp pe zi practici? Sau mă gândesc că deja la operă acolo faci foarte multă practică. Da, când avem repetiții, stăm la repetiții și chiar înainte de repetiții, noi adeseori facem o vocalize, exerciții vocale pentru încălzire. Când nu am repetiții sau spectacole, a învăța sunt multe feluri și a asculta este a învăța, o metodă de a învăța. Și să citești partitură este. Și chiar mi-a zis și Maria, foarte des fretonez acasă, mă bucur enorm că pe ea nu o deranjează deloc și iată, sunt foarte multe feluri de a învăța.
Hai să vezi după ce ți se naște și băiețelul, cât ai să fredonezi în timp ce l-adormi. Da, acolo iar o să fie o practică foarte, foarte bună. Hai să trecem și... doamna Elena Rugină spune, sper să ne mai cânte. Ne-am înțeles la o melodie, doamnă dragă, dar rămâne la atitudinea lui. Eu, dacă el preferă să facă acest lucru, dacă nu, hai să discutăm mai departe. Trecem la următoarea întrebare primită de la Lorena. Ce sfaturi le dai tinerilor care s-au stabilit într-o țară străină? Cum se pot adapta aceștia? O idee generală, un loc, o locație, o țară perfectă nu există nicăieri. Fiecare țară are minus și plus. Și tineri sau oamenii un pic mai în vârstă, într-o țară exotică, acum și depinde cât timp o să stea acolo, afară de limba respectivă din țara asta, am vorbit foarte mult despre asta, aș spune o idee, a ieși afară. A ieși afară, mă refer mai puțin la cinema, că acolo sunt filme internaționale, un concert, o piesă de teatru, chiar la circ, acolo se vorbește mai puțin. Adică să socializeze cât mai mult, nu? Exact, exact. Sunt zeci, poate sute de feluri să intri în atmosfera țării respective. Uite, ai mai primit o întrebare de la Nicu Mihailă. Funk, care sunt motivele pentru care străinii se simt atrași de România și ar putea vedea această țară ca pe un nou cămin, noua lor casă? Ce găsesc ei aici, iar în alte părți nu? E interesant de auzi părerea ta, pentru că pe a noastră o știm. Aș vrea să spun... Primul lucru care mi-a intrat în cap și nu este greu să aplaud sau să laud, mâncarea românească. Am stat de vorbă cu prieteni, cu colegi în alte țări, nu contează numele. Mâncarea tradițională sau mâncarea maternă, mai zic eu, din țara respectivă nu este atragătoare. Iar în România parcă te îmbie să mănânci. Parcă Dumnezeu a deschis cerul în legătură cu mâncare în România. Da. Recent a fost mama soacră la noi și ne-a făcut sarmale. Aproape le-am și terminat. Deci sarmale îmi plac foarte mult și ciorbă de burtă la noi în bucătărie chinezească. Noi mâncăm burtă, fie de porc, fie de vită, dar gătit sau salată, iată ciorbă de burtă, eu n-am găsit nicăieri, afară de România. Așadar, principalul motiv pentru care străinii ar alege să se stabilească în România, spui tu că ar fi mâncarea. Primul este mâncare. Doi, are o natură superbă, dacă vrei la mare, are mare, dacă vrei la munte, există munte. Sunt unii care au pasiune pentru castel. În țara asta există castel. Mi-am adus aminte când am participat la altă emisiune, un compozitor foarte, foarte cunoscut, Horia... Brenciu? Nu, Horia Moculescu, cred. Horia Moculescu. Da, care a compus Salce la Mal. Da. A spus ca o glumă serioasă. El dânsul lăuta în zona Bucovina. Iar eu de unde vin eu. Da? Da. Iar eu poate acolo n-am fost. În 2018 am vizitat anumite mănăstiri la Piatra Neamț. Foarte, foarte frumos. Și domnul Horia a zis, pentru cei care locuiesc la București, ca să ajungi acolo, ai un drum de mers. Și drumul ăla merge bine sau nu merge bine, este cu Doamne ajută.
Corect, este de altfel o expresie foarte frumoasă pe care o folosesc românii, acest Doamne ajută, și mie personal îmi place foarte mult. De altfel, spui tu, indiferent de alegerea pe care o fac străinii, fie că aleg să se stabilească în România sau altundeva, până la urmă contează foarte mult și ce destin are pregătit acesta. Acum, da, unuia pot să-i meargă bine într-o țară și altuia pot să-i meargă prost în aceeași țară. Aș vrea să te întreb, auzi, Liana Zuo spune că vorbești perfect. Mulțumesc, e o laudă prea mare. Ne bucurăm de acest lucru. Aș vrea să te întreb, Fang, dacă ar fi să adresez câteva cuvinte, sfaturi românilor, care ar fi acelea și care aș vrea să te rog să te uiți către camera aceea și să le spui sfatul tău. În sfaturi în ce sens? Dacă vrei să le adresezi un mesaj, poftim. O întrebare foarte bună, puține cuvinte și răspunsul este greu de făcut. Eu consider că, indiferent de religie, indiferent de biserică, să nu-L uităm pe Dumnezeu, de asemenea să nu uităm credința noastră și, de asemenea, să rămânem oamenii buni, cu bun simț, cu empatie și cu iubire. O paranteză, din păcate, în lumea asta se micșorează iubire. Nu pot să spun, nu există. Și pentru cei care se uită la noi, multă sănătate. Doamne ajută, mulțumim. Spune-mi, te rog, cum te-ai simțit tu aici, la 7 TV, la alături de tine? Foarte bine. M-am simțit, în primul rând, relaxat. Asta este foarte bine. Chiar te-am rugat la început, dacă ți aduci aminte, să fii foarte relaxat, să te comporți ca și cum ai fi la un pahar de apă cu cineva drag. Și mă bucur că ai făcut acest lucru. Ce planuri de viitor ai? Știu că spuneai ceva de ceva concerte. Ce o să se petreacă mai departe în cariera ta în acest an? Da. La opera comică pentru copii, eu știu că sigur urmează nopți, deci sunt mai multe, de Halloween. Uite, apreciez și admir rolurile pe care le vedem în nopții de Halloween, sunt personajele din spectacole. Ca să păstrăm acea pozitivitate, pentru că legătură cu Halloween mai știm și alte vorbe că nu este foarte pozitiv, pentru că sunt cutare. Da. Uite, eu la nopții de Halloween am fost, cred că, la 2 sau 3 ani, Hook din Peter Pan. Este un personaj adevărat dintr-o poveste. Și asta este la opera comică pentru copii, iar pe 2 noiembrie am o colaborare cu Asociația Teatris, împreună o colaborare cu Operetă Națională din București, un concert în numele meu, dar este de fapt pentru prietenie diplomatică între România și China. 70 de ani. Va fi pe 2 noiembrie, într-o zi, dacă nu mă înșel, o zi frumoasă de sâmbătă. Ia uite, așadar te așteaptă multe proiecte înainte. Mai ai timp și pentru familie? Am. Răspunsul meu este am, și când am proiecte în afară de munca mea de bază la opera comică, îi spun Mariei și apreciez foarte mult că ea întotdeauna înțelege. Este munca mea, este pasiunea mea, este altă iubire, că și ea este iubirea mea. Această înțelegere între
într-un cuplu este deosebit de importantă. Da. Să știi că, uite, mi-ai furat întrebarea. Voiam așa ca spre final, pentru că se pare că tu ești așa un izvor de înțelepciune și tu spui lucruri atât de minunate și dai sfaturi așa de bune. Voiam să te întreb, ce sfat ai dat-o cuplurilor? Ce ar trebui să nu lipsească într-o viață de căsnicie? Rădăcina este iubire, cu siguranță. De aia se întâlnesc, se îndrăgostesc. Înțelegere este foarte importantă. Să noi ca băieții să înțelegem că fetele, doamnele au aveți zilele grele, pentru și el și ea care lucrează, există zilele foarte plăcute la muncă și zilele mai puțin plăcute la muncă și asta vine altă înțelegere. Cam atâta înțelegere. Sunt sfaturi foarte bune. De asemenea, ia uite, îți mai zic încă o sugestie și apoi din păcate trebuie să încheiem. Nicu Mihailă spune, poate ar fi interesant ca Funk să strângă în jurul lui artiști din rândul celor adoptați de România și să creeze un spectacol itinerant prin țară. Sunt africani, asiatici mulți cu talent care s-au stabilit în România și ne-ar putea împărtăși din pasiunile lor. E o idee de proiect, ți-a transmis Nicu Mihailă. E o noutate. Dacă mai avem timp și îmi dai voie să spun o nouă noutate care va fi la Iași pe 23 noiembrie, dacă nu mă înșel, tot o zi frumoasă de sâmbătă, eu prima oară în viața mea o să fiu în juriu la un festival internațional de artă, artă vocală. Și de asemenea vei reprezenta România în acel juriu? Sau China? Este un festival internațional. Eu cred că mai mulți concurenți o să fie din România. Dar eu sunt boboca acolo, așa că eu văd ce va fi acolo. Noi îți dorim mult succes, Fan, și îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat să fii aici alături de tine și sper că te-ai simțit foarte bine și că vei mai veni pe la noi. Mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag. Dragilor, în această seară, iată, am descoperit că și chinezii se pot simți aici, în România, ca acasă și de ce nu am primit sfaturi patriotice extraordinare, bune de luat în seamă și de ce nu de pus în aplicare. Vă aștept și mâine, tot de la 19:30, la alături de tine, cu un invitat extraordinar. Îl voi anunța în această seară pe rețelele de socializare, așadar fiți cu ochii pe noi, însă rămâneți pe A7 TV, deoarece veți urmări emisiuni extraordinare, minunate, care urmează. Vă doresc o seară cât mai frumoasă. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.